Așteptat cu mare interes ca de fiecare dată de mai bine de două decenii, astăzi și-a deschis porțile cea de-a 23-a ediție a Salonului Hunedoran al Cărții, fiind una dintre cele mai importante activități culturale organizate de Biblioteca Județeană Ovidensușanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara. Peste 90 de edituri din țară își prezintă până vineri inclusiv oferta de carte, iar iubitorii de lectură au fost prezenți în număr mare la deschiderea oficială a evenimentului. La ora deschiderii oficiale a salonului, incinta sălii Dor din Deva Mall a fost arhiplină. Numeroși iubitori de lectură au fost bucuroși că se află în universul atât de îndrăgit al cărților. Salonul Hunedoran al Cărții este evenimentul cultural educativ cel mai îndrăgit, cel mai așteptat de noi iubitorii cărții. Un eveniment pe care îl pregătim cu emoție, cu profesionalism, dar și cu respect deosebit față de cititorii noștri fideli. An de an numărul acestora crește, iar acest lucru se datorează printre altele și Salonului Hunedoran al Cărții. Salonul nostru, cu fiecare an ce trece, este tot mai bogat, tot mai apropiat de cititori. Invitației noastre îi răspunde la unul la altul tot mai multe editori. Pentru acest lucru le mulțumesc și le apreciez la cel mai înalt grad prezența aici la Deva cu ultimele apariții editoriale, cu disponibilitatea permanentă de a dialoga cu cititorii care le vizitează standurile. Salonul nostru este pentru noi toți o adevărată sărbătoare a cărții, a lecturii, a întâlnirilor cu scriitorii, cu oamenii de cultură, cu personalități din lumea medicală, spirituală, din lumea teatrului, din lumea muzicii. Este dovada clară că în competiția carte tipărită internet, dreptul la cetate îl deține încă paginile pe care le răsfoim, le citim, le purtăm cu noi și din care recitim pasaje îndrăgite, pline de învățăminte. Este o deosebită onoare pentru mine să fiu prezent astăzi la cea de-a 23-a ediție a Salonului Hunedoran al Cărții, un eveniment de tradiție organizat cu atâta pasiune și dăruire de Biblioteca Județeană Ovidensușanu Hunedoara Deva. Acest salon este o sărbătoare a culturii și un simbol al respectului față de carte, un moment de întâlnire a celor care trăiesc bucuria lecturii și o împărtășesc cu ceilalți. Doresc să transmit din partea președintelui Laurențiu Nistor, aprecierea profundă pentru întreaga echipă care an de an contribuie la organizarea acestui eveniment cultural deosebit, oferindu-ne prilejul de a ne bucura de prezența scriitorilor, editorilor, librarilor și cititorilor din toate colțurile țării. Este impresionant ceea ce se poate întâmpla acum și aici. Să vezi atâția iubitori de carte, să vezi atâția iubitori care se apleacă asupra cititului, asupra culturii. Parcă și în aer putește un iz de cultură. Nu pot altceva decât să mulțumesc organizatorilor, librarilor, tuturor editurilor care au depus un efort extraordinar să fie astăzi aici, alături de noi. Vă doresc tuturor să aveți parte de cărți care să vă satisfacă gusturile fiecăruia. Vă doresc ca împreună să putem să urmărim și să achiziționăm tot ceea ce ne interesează. Avram Iancu pe carte și Avram Iancu în carne și oase la Salonul Hunedoran. Mă bucur să vă vedem acasă întreg și sănătos! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru gândurile bune, așa este, am revenit în țară și bineînțeles că am revenit între cărți la locul meu de muncă, la Biblioteca Municipală Valeriu Butulescu din Petroșani, unde a început toată povestea mea frumoasă ca înotător în ape deschise. Sunt foarte, foarte bucuros că după 10 ani de carieră las în urmă și două cărți foarte frumoase, pentru că vorbim de un târ de carte. Cărțile mele, Schimbarea ești tu și Provocarea Rinului, se află pe standurile editurii exclusiv. Am venit în mijlocul colegilor mei bibliotecari, mulțumim directorului Bibliotecii Județene pentru invitație și îi felicit pe organizatori pentru acest, iată, eveniment extraordinar. Tineri și vârstnici au răsfoit ceasuri întregi cărți de pe standurile editurilor și au plecat foarte mulți dintre ei cu cel puțin o carte achiziționată, printre ei și foarte mulți copii. Ce ai în plasă? Ce carte ți-ai cumpărat? Mi-am cumpărat Geramina Tom Gates și mi-am mai luat și
cartea aceasta. Le-am ales ca să citesc acasă. Citești de obicei? Citesc în fiecare zi. Ți-ai cumpărat și tu cartea cu sconț? Da, și mi-am mai cumpărat mi-am cumpărat această carte. Da, cu sconțul detectiv, așa. Da. De ce ai cumpărat-o? Pentru că mie îmi plac cărțile de aventură și îmi place să citesc. Cine ți-a trezit acest interes pentru carte? Mama, pentru că mama a fost scriitoare și scriitoare de poezii. Mi-am luat cartea lui Gheorghe Hagi, aceasta, despre istoria celui mai mare fotbalist român din istorie. Iubești fotbalul? Da. Am mai fost, cred că de la început, de când s-a deschis salonul, am colaborat cu domnul Sebastian. Ce înseamnă salonul de carte de la Deva pentru o editură? În primul rând, întâlnire cu oamenii dragi, că ne-am apropiat și așa, pe urmă cu cititorii, care avem și aici câțiva pasionați de istorie, că noi avem profil mai mult istorie, și ne caută, ne și sună. Să mai citesc cărțile? Se mai citesc, dar cred că mai mult așa, de la 40 de ani în sus, deci cei tineri mai mult beletristică. Organizatorii au mai precizat că și în acest an Biblioteca Județeană își va îmbogăți patrimoniul cu noi titluri achiziționate de la editurile prezente. În fiecare zi, începând de astăzi și până vineri inclusiv, vor fi lansări de carte ale unor cunoscuți scriitori, iar hunedorenii vor putea să își achiziționeze cărți în fiecare zi între orele 10 și 20.